Prietene, sunt Ana și astăzi sunt în bucătărie. Bine ați venit la o nouă serie Ana Bergoi în bucătărie. Astăzi o să vă arăt rețeta la forsecuri, pentru că foarte mulți m-ați întrebat care este rețeta și astăzi vă voi arăta rețeta. Haideți să începem. Știu că o să vă placă foarte mult. Deci, vă zic în gradientele. Vom avea nevoie de 100 de grame de zahăr, 160 de grame de făină, 80 de grame de unt, un ou și ciocolată. Bun, deci, mai întâi vom topi untul, 80 de grame de unt. Wow, ca prima zi am topit untul, așa, îl pun aici. După vom pune 100 de grame de zahăr. Vom amesteca, apoi vom pune un ou de casă, după cum observați. Gata. Oh, dați puțin să mă șterg, mă scuzați. Și vom amesteca din nou. Sănătate, Mia! Am amestecat super bine, iar acum luăm cântarul, da. Vom pune farfuria, apoi vom pune la zero și vom pune 160 de grame de făină. Ok. Deci am pus 160 de grame de făină, o punem aici, așa, și amestecăm. Deci, uitați-vă ce s-a primit. S-a primit un aluat cam atât de moale. Așa. Acum vom tăia ciocolata. Ta-da! Cam așa arată ciocolata. Îmi vine să o mănânc. Scoatem fundulețul. Acest funduleț. Dă-ți un cuțit și la frumos. Eu am terminat cu ciocolata. Acum o punem aici. Și amestecăm. Și cam așa a ieșit. Acum știu că o să fiți puțin cam triși, că trebuie să așteptați o oră să se întărească acest aluat în frigider. Deci acest aluat îl punem în frigider pe o oră. Bun, aluatul este gata, s-a întărit. Iar acum punem cuptorul la încălzit. Acum vom scoate folia. O vom tăia. Iar acum vom lua cu mâna. Vom lua bucăți mici. Și vom face așa. E ca o mingiuță. Și o vom pune în tava. După cum puteți observa, s-au primit 16 fursecuri. Încă nu sunt fursecuri, gen, da. Și iar acum vom lua o lingură. Acum voi apăsa pe aluat ca să se facă o formă. Bun, cam așa arată. Iar acum vom pune în cuptor pe 150 de grade pe 20 de minute. Ne-a stricat tata dispoziția pentru că ne-a mâncat un biscuit. Ne-a furat un biscuit. Cam așa s-au primit biscuiții. Arată super bine. Tata a mâncat unul, după cum observați. Puneți un like ca să mă faceți fericit. Cam așa au ieșit biscuiții. Rețeta este una foarte, foarte ușoară. Ei. Sunt foarte buni. Vă provoc și pe voi să încercați această rețetă, să postați pe story pe Instagram sau pe TikTok și să-mi dați tag ca să vă dau like-uri. Prietenii, vă pup și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Eu vă pup, ne revedem data viitoare. Iar acum, poftă bună mie!